Municipiul Pașcani a fost sufocat de gunoaie în acest weekend. În mai multe cartiere din oraș, resturile menajere, dar și ambalajele au fost aruncate pe jos, deoarece pubelele erau pline. Cetățenii nemulțumiți au postat zeci de fotografii pe rețelele de socializare și au criticat administrația locală. În replică, primarul Marius Pintilie a recunoscut într-o intervenție live pe Facebook că municipalitatea întâmpină probleme cu gestionarea platformelor de gunoi, pe motiv că sunt puține pubele. El a spus că primăria va primi 50 de containere noi și că vor fi împărțite acolo unde va fi nevoie. Astăzi este luni, am făcut ca de obicei o plimbare prin oraș la ora 7:30 când am început serviciu și aș dori să vă transmit câteva concluzii referitoare la ceea ce am văzut în oraș și bineînțeles că vom discuta cel mai mult despre salubritate, despre curățenie, despre platformele de gunoi. Am văzut pe rețelele de socializare în weekend câteva postări. Sunt probleme în continuare la platformele de gunoi din municipiul Pașcani, dar aș dori să vă transmit și punctul meu de vedere ca să înțelegeți că adevărul este undeva la jumătate. Într-adevăr, primăria municipiului Pașcani nu reușește să gestioneze aceste platforme de gunoi așa cum îmi doresc și eu, dar pe de altă parte trebuie să convingem pășcănenii să facă anumite lucruri în așa fel încât ceea ce avem astăzi să funcționeze. Mai trebuiesc containere pentru deșeuri, așa este, nu sunt suficiente. Astăzi vom primi 50 de containere din partea celor de la Adis Iași pentru gunoiul menajer. Am făcut o cerere de acum 2 săptămâni de zile. Vom împărți aceste containere de gunoi acolo unde nu sunt suficiente, dar pentru gunoiul menajer. Și unii cetățeni ai municipiului ar fi vinovați de această situație, în opinia edilului. Este vorba despre cei care refuză să depoziteze selectiv deșeurile reciclabile. Primarul a spus că vor fi intensificate acțiunile de informare și că se va trece la aplicarea de amenzi. În schimb, avem platforme de gunoi din municipiul nostru care arată rău, dar este o chestie ciudată, în sensul că containerele pentru carton sunt aproape goale. Containerele pentru plastic, cele galbene, sunt pe jumătate aproape pline, în schimb containerele pentru menajer sunt foarte pline. Pe de altă parte, de exemplu, la platforma de colectare a gunoiului de la catedrală din centru, am văzut o situație foarte neplăcută din punctul meu de vedere. La sticlă era pe jumătate plin, sticla de sticlă. La menajerul, cel care este în picioare, îngrădit de acele containere de tablă, vreau să vă spun că la menajer aproape toate erau goale. Am și fotografii, cred că am să pună după amiaza asta niște postări să vedeți că efectiv lumea nu s-a deranjat să deschidă capacul și să bage gunoi înăuntru. Nu poți în momentul în care vii la platforma de gunoi și ai sacul în mână și nu poți face un gest să-l bagi unde trebuie, în containerul potrivit, nu prea are ce face municipalitatea decât să mai explice odată că trebuie să punem fiecare la locul lui, să explice de 2 ori, de 10 ori și după aia să începem să punem amenzi. Știu că sună foarte urât să punem amenzi, dar chiar am fost foarte supărat dimineața asta pentru că am văzut gunoi de la depărtare, m-am dus acolo, am pus să deschidă toate containerele și am constatat că la carton era gol, la plastic era pe jumătate gol. Foarte mult gunoi menajer pus în containerele cele care erau deschise, dar cele care erau închise erau aproape goale. În cursul zilei de luni, gunoiul din cartiere a fost ridicat. Au rămas însă numeroase străzi și spații verzi împânzite cu ambalaje și gunoaiele purtate de vânt. Operatorul regional de salubritate are program de colectare de luni până sâmbătă, iar duminică nu se lucrează. Același program va fi și în perioada Paștelui. Menționăm că municipalitatea a amenajat încă de anul trecut o platformă pentru depozitarea selectivă, fără proiect și autorizațiile necesare, care urma să fie dotată cu camere de luat vederi și tehnica necesară
pentru accesul pe bază de cartelă. Investițiile nu au fost finalizate pe motiv că nu ar fi o sursă de curent electric.